Vlad Bujor o să rămână la echipă? Dina probabil o să fie transferat, da, sau rămâne? Sunt șanse mari să fie transferat. Dina? Da. Tot în la Rennes sau? În principal în străinătate. Și Vlad Bujor o să rămână la echipă, nu? Cred că da. Probabil că Nicola Napoli va avea un cuvânt de spus aici, așa e normal ca antrenorul să aibă un cuvânt important de spus. Dar spuneți-ne exact problema cu licența, o primim, nu o primim, adică cum o rezolvăm problema asta? Păi, bănesc că pe asta o interesează cei mai dar mulți nu pot pe să vă suporte. Spun acum. Poate peste o lună vorbim mai mult pe tema asta. Acum, pe tema cu licența. Da, sigur, mai este până la urmă. Da, Liviu Nistor ne spune că ne apreciază mult dacă punem întrebarea asta cu angajații, suntem numai cu 3 luni neplătiți, să știți, Liviu Nistor sau o fi anume, nu știu. Că ne neplătiți din septembrie și dacă dumneavoastră spune că... Deci până în decembrie a fost problema lui Piturca asta. Până în decembrie? Da, eu știu că am plătit un salariu acum în ianuarie și probabil că în februarie vă primească alt salariu și uite așa. Și uite așa, nu da. Bine, aici spunea și rușine domnule Mitelu, băgați bani și l-a angajat sau dați afară, ca o familie și trebuie să se mai... Să mai asta, și... cred că nu e scris de un angajat chestia asta. Mai ales că cei de acolo de la stadion... Ne roagă să întrebăm că au și ei copii și că trăiesc din datorii, că nu l-au salariu de păi trei da, avem decât septembrie plătit. Dar am spuneți că asta a fost problema cu domnul Pițurcă. Care... Da, domnul Mitelu, când ați încheiat actele respective, jucătorii au fost de față? E vorba de gămași de bărbăi. N-am încheiat niciun act. Cu ei? Pe sigur, ce cu deci cu ei n-ați încheiat niciun act. Și au dat acordul în același timp cu dumneavoastră, este o altă întrebare, și dacă a semnat în același timp. Dar a spus că nu v-ați întâlnit cu ei pentru a semna aceste acte. Nu, păi n-am spus de atâtea ori ce s-a spus de atâtea ori. Da, ne mulțumește și domnul Liviu Nistor că v-am întrebat. Da, sunt mesaje și v-aș ruga și cei care sună și cei care trimit mesaje să încercați să puneți alte probleme. Deja ne repetăm cu destule alte... Măi, angajația care nu le convine pot să plece, nicio problemă. Deci angajaților că nu le convine... Băi, sigur, asta e situația de criză, de problemă. Cât a fost bine la club, a fost bine. Acum e o perioadă mai grea. Dacă au alte alternative mai bune, nu e nicio problemă. Zic, ei spun că pleacă, dar să ne dea banii. Poți să-și depună și ei memorii la... Haideți, unde să depună, da. Și domnul Petrică Silviu, dacă nu au fost prezenți la încheierea respectivului contract, e vorba de cei doi, suntem în prezența neîndeplinirii condițiilor de fond la încheierea actului juridic. Da. Și este vorba de nulitatea absolută a actului juridic respectiv. Desființarea efectelor produse și readucerea părților la situația anterioară, adică situația anterioară semnării contractului. Se pare că știe domnul Silviu Petre, Găman și Bărboianu așa se vor întoarce la Craiova. Un sfat, aveți grijă la cei doi Costea, să nu cumva să trădeze și ei. Dacă aș fi în locul dumneavoastră, mai întâi aș face bani chiar și la Craiova și după aceea performanță. Mergeți înainte, ne spune domnul Petre. Un alt mesaj, de ce l-ați achiziționat pe Walter Lopez, nici n-a debutat la Craiova. Echilibrați salariile că sunt diferențe uriașe, domnul Alex ne spune. Cu Walter Lopez, cum... E jucătorul universității. Și de ce nu vine la echipă, dacă e jucător? Eu cred că va veni. Credeți că va veni? Da. Și o perioadă mare care o pierde, pregătirea, practic, prima perioadă de pregătire a pierdut. Asta așa este, da. Ce să facem, asta e situația. Da, ciocănarul, păștița sau, mă rog, Neadi, suntem alături de tine, mulțumim pentru tot ce faci pentru echipă, pentru noi, nu vă lăsați, suntem mai mulți cu dumneavoastră. Ce veți face în continuare, vreți să știți. Mulțumim încă o dată. Vreau să propun să facem și o altă statuie alături de statuia lui Benemenco. A dumneavoastră, auziți? Da. Sunteți singurul care ține și face absolut totul pentru Universitatea. Hai, Craiova. V-ați gândit să faceți statuie? Da. Care ar fi principalele lucruri, asta mi se pare mai interesantă, pe care vi le reproșați în ultimii 2 ani? Deci 2 ani, nu 5 sau de când ați 6. Credeți-mă, atât de multe sunt încât nu știu pe care... Trebuie să fac un... Păi două, cele mai importante. O analiză de conștiință, să mă gândesc. Haideți, spuneți și concret, că acum... Care sunt două care vi le reproșați? Păi, ce să zic, poate că atunci... Că l-a dat afară pe Napoli atunci? Nu, dar atunci... Dar nu sugera, lasă-l pe domnul... Nu, atunci cu Napoli l-a dat afară pentru că așa am simțit eu la acea vreme și ca dovadă că am câștigat meciul următor de la Rapid. Cu Rapid, da. Păi a fost problema aia cu licența, asta numai prin București, a rămas echipa cu Jerry Gane. După 3-0 în Giulești ne-a luat mințele la toți, am început să zicem că îi dăm 3-0 și lui Steaua, Steaua juca acasă fără suporteri. Da. Mi-amintesc când au plecat băieți la București, le dăm 3, le dăm 4, n-am dus așa cu nasul pe sus. Da, ați avut, a și condus. Și n-am știut să gestionez acele două etape. Asta îmi reproșez și plus faptul că n-am fost în stare să aduc un antrenor în vară, am negociat cu mai mulți,
un antrenor din Olanda, deci nu vot altul, m-a tot dus că vine, că vine, că vine un antrenor mare. Mare, un antrenor foarte bun, cu să-l mai las, să se mai gândească și am început campionatul cu Mogoșanu. Asta este una din marile legăte. Jucătorii erau doborâți psihic după ratarea în anul precedent. Europa League au pierdut gloria, au pierdut bani, 60-70.000 de euro de căciulă. Deci în vară acum 2 ani vorbiți, nu? Da, aia a fost, de acolo a început declinul, pot spune așa. Și am început campionatul, nu neapărat că Mogoșanu n-au... Deși știu că acum că spui Mogoșanu pare așa un lucru foarte greșit. Dar nu a dat încredere aia, pentru că am zis că va sta 2 săptămâni sau 3. Și până la urmă, persoana respectivă din Olanda mi-a spus, după ce mi-a promis că 99% vine, mi-a spus că nu mai poate să vină, că nu lasă soția. Și a venit după aia Eugen Neagoie, care m-a nenorocit definitiv. Au jucat sistemul ăla cu 7 atacanți și ne băteau toți. Juca cu, nu aveam niciun mijlocaj la închidere, juca cu frații Costea pe Benz, cu ea. Deci noi nu aveam decât un singur mijlocaj la închidere și nici l-am putea călărci. Vedeți că a fost... Da, și m-a băgat în iarnă cu 17 puncte. Uitați că m-a băgat în iarnă cu 17 puncte. Și normal că am venit la retrogradare, am făcut pe presiune, s-a făcut multe greșe și am stat până în ultima etapă cu chestia asta. Da. Dar vă reproșați numai mutările tactice? Eu am auzit un lucru, nu știu cât de real e, că Dilevski avea un salariu exorbitant. Se vorbea de 350.000 de euro pe an. Nu, e o minciună. E o minciună, avea mai puțin. Mult mai dar puțin. Dar nu sunt salarii foarte mari. Dorel Speca, parcă dumneavoastră sau cineva din club a spus că avea un salariu când a plecat de 450.000 de dolari. Corect. Da, deci nu e un salariu destul de mare pentru un jucător care a jucat în B. Nu, stați puțin. Și în 5 ani a crescut atât de mult. Eu am gândit la Dorel Speca, avea 30 de ani când am făcut acel contract. Era un jucător care deja a început să se uite cu jind la faptul că jucători de vârsta lui au acumulat deja sume de bani și a început să simt că ar fi interesat să plece și din dorința de a menține nucleul, pentru că era un 4-3-3 al nostru, era un piesă importantă de mecanism. Că n-ați văzut, când nu joacă Stoica în fața apărării, deja e alt sistem de joc. Și am vrut să-l fac în așa fel încât să nu se mai gândească la plecare. Era un jucător care mai avea 2-3-4 ani de jucat. Și a fost ca o compensație pentru faptul că să-l stimulez. Ceilalți 22-23 aveau timp să câștige sume de bani, dar el fiind la amur de carieră. Asta a fost raționamentul. Mă gândesc că niște salarii echilibrate, cum s-a încercat acum la Steaua, nu, cel puțin toată lumea 10.000. După ce se vorbește pe acolo la televizor, să încercă la Steaua. Dar dumneavoastră ați încercat să țineți pasul. Dar nu poți să... De exemplu, doresc tu că mai având foarte puțin de jucat... Da, am înțeles ideea de ce ați vrut să-i puneți. Vă dau un alt exemplu acum, la sportul studențesc. Nu se merge pe salarii mari, se merge pe prime. Dom'le, câștigi punctele, ai banii ăștia. Nu e mai corect așa până la urmă? Îi îndrepti pe performanță? Adică, le cer performanță? Nu, pentru că influența cluburilor mari din București și CFR Cluj acum a creat în lumea jucătorilor o anumită impresie. Dom'le, la ăia, o salariu la ăia, nu poți. Dacă vrei să ții pasul. Pasul trebuie să-i faci pe jucători să simtă foarte bine și la Craiova. Nu poți să tu să le oferi așa, pentru că după aia tot să gândești să ajungă la acele cluburi. Da, până la urmă, trebuie să creezi un cadru de atracție. Mă gândesc pentru niște jucători tineri, dacă ar câștiga 2000 de euro pe lună, să zic, și ar mai primi prime 6000 în cazul în care câștigă. Nu, stai puțin, că jucătorii tineri așa veneau cu 2-3 mii pe lună, nu veneau cu salarii mari. Erau niște trepte, niște ierarhii. Făcute în funcție de vârstă. Dar bineînțeles, de vârstă, de exemplu, începea un contract de 5 ani, începea cu 2000 pe lună și al 5-lea an poate avea 10.000 pe lună. Am înțeles. Adică să creau o ierarhie, să nu crezi că a făcut așa aiurea. Da. O altă întrebare, făcând abstracție că au venit cu domnul Pițurcă, pe cine v-ați dori în continuare cu dumneavoastră din stafful lui Pițurcă? Pe niciunul. Pe niciunul.